După ce s-a salvat de la retrogradare pe ultima sută de metri, FC Viitorul are șansa de a-și asigura acum și prezența în cupele europene în sezonul viitor. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, formația de pe litoral are de disputat două meciuri foarte dificile, în cadrul cărora doar victoria este cea care poate face diferența. Primul obstacol în drumul elevilor lui Cătălin Anghel este Chindia Târgoviște, câștigătoarea play-out-ului ligii întâi în acest sezon. La prima vedere, urmărind confruntările din acest sezon dintre cele două formații, avantajul este de partea constanțenilor. Două dintre cele patru meciuri disputate în acest sezon au fost câștigate de FC Viitorul, în timp ce alte două s-au încheiat la egalitate. În ciuda acestei statistici, Cătălin Anghel știe că va avea parte de o partidă incomparabilă cu cele de până acum. Este o provocare pentru noi și sperăm ca mâine să facem un meci bun, un meci care să ne permită să mergem mai departe la celălalt baraj. Este o finală, fiecare echipă vrea să câștige, așa că se poate întâmpla orice și trebuie să fim pregătiți pentru orice. Potrivit regulamentului Ligii Profesioniste de Fotbal, barajul de calificare în Conference League se dispută pe terenul formației mai bine clasate la finalul sezonului, în cazul de față Chindia Târgoviște. Cum stadionul din Târgoviște nu este însă omologat pentru Liga 1, disputa va avea loc pe stadionul din Buzău, joi seară, cu începere de la ora 20:30. Învingătoarea din această partidă va disputa finala barajului cu echipa Sepsis Sfântul Gheorghe, echipă pe locul 4 în play-off-ul Ligii 1.